se va întâmpla un lucru foarte frumos și totodată se va întâmpla un mic atentat. Glumesc. E vorba de un atentat la provincialism. Am fost invitată de librăria Scienta să prezint Cartea Lunii. A fost dificil să aleg o temă. Am vrut să mă feresc de clișee. E luna martie, se vorbește foarte mult despre feminitate. Poate că suntem obișnuiți cu ideea de femeia secolului 21 care e combativă. Ei bine, am zis să fiu și eu în trend și să fiu combativă. Așa că am ales o carte dificilă. Cu o temă însă foarte complexă. Dacă mă întrebați care va fi tema de discuție, aș spune că e o constelație de teme. Vom vorbi despre modă, vom vorbi despre modele, vom vorbi despre artiști rebeli și despre istoria artiștilor rebeli în Europa. Tema mea este originalitatea, cum putem sfida copia, cum putem fi artiști originali, consumatori de artă originali și ca această temă să devină accesibilă, am asezonat-o cu tema modei vestimentare, pentru că să nu uităm, majoritatea marilor creatori și a marilor artiști au fost obsedați inclusiv de moda vestimentară. Mă voi referi la artiștii care au scris o mare literatură și care au avut totodată această obsesie a imaginii vestimentare. Eu mă voi referi doar la aceea, pentru că timpul de discuție este totuși limitat și e doar un început. Prin urmare, literatură și modă, literatură și modele, este ceva ce ne preocupă pe toți. Noi am inițiat o acțiune care se va numi de acum înainte Cartea Lunii, în care în fiecare lună prezentăm cu ajutorul de această dată a cunoscutei Anca Giura, deja cunoscutei Anca Giura în Arad, prezentăm o carte. Ce se întâmplă? De fapt, ce ne dorim cu această inițiativă? Vrem să venim în întâmpinarea cititorilor din Arad, oriunde ar fi aceștia. Acesta este motivul pentru care mergem în spații neconvenționale sau în afara spațiilor de lectură deja cunoscute. De această dată am ales Cafeneaua Boem pentru întâlnirea de marți, alături de noi va fi Anca Giura la această întâlnire cu cărțile despre care deja a vorbit. Marți, la Cafeneaua Boem, la ora 18, vă așteptăm cu drag!